bun venit tuturor aici în sala Ars Nova a Centrului Cultural Pitești pentru a ne bucura împreună de un eveniment editorial cu totul excepțional. Este vorba de lansarea cărții cu titlul Napoleon Bonaparte în 200 de maxime comentate, avându-l autor pe binecunoscutul om de cultură, domnul general, dar și deputat în Parlamentul României, Mircea Chelaru. Să-i mulțumim că ne onorează. Vă mulțumim foarte frumos, domnule general. O personalitate a culturii românești. Și astăzi, iată, ne va revela dintre studiile domniei sale, comentate în maniera domniei sale. Mulțumiri, domnule general. Vă rog să luați cuvântul. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, nu ca o replică, ci ca o adevărată și necesară realitate și recunoștință pentru cei care, auzind că se întâmplă acest eveniment, și-au găsit timpul și l-au dăruit, asta înseamnă frumusețea dăruirii, în jertfelnicia actului de cultură și înaltă spiritualitate. Într-o lume foarte grăbită, într-o lume care este predispusă mereu către uitarea de sine, într-o lume care până și la cel mai înalt nivel se spune că suntem în fața abandonului absolut, ba uneori chiar mai și eșuăm, în această lume este foarte greu pentru fiecare să-și regăsească reperele față de care să poată face comparație. Singurul lucru care poate face comparație din perspectiva singularului, al omului unic, este propria memorie. El se compară cu sine, se compară cu timpul său, cu amintirea sa, dar mai ales cu reversul acestor două, cu proiecția sa. Când începem să ne comparăm cu ceilalți, noi nu mai găsim, din păcate, în ultimul timp, ceea ce ne unește, ci doar ceea ce ne diferențiază, dabai abitir ceea ce ne desparte. Ceea ce încercăm să facem, vorbind aici în numele unei instituții pe care o slujesc de peste 20 de ani, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în a cărui conducere am calitatea de președinte executiv. Această Liga Culturii Românilor, înființată în 1871 din inițiativa lui Eminescu și Slavici la Pudna, a rezistat timpului avându-l ca mentor, avându-l ca bornă permanentă în cultura României, pe nimeni altul decât apostolul neamului, cum îi se spunea, Nicolae Iorga, din 1905 până în 40, când l-au luat dintre noi cei care știau ce înseamnă un apostol al neamului. În Liga Culturală spuneam că în această lume pe care eu am încercat doar numai să o pipăi cu cuvintele, pentru că vă trăiți fiecare și vă puteți explica fiecare, de-al minte de asta și sensul cărții, în această lume am zis că singurul lucru care ne poate drămui existența și ne poate face frumoși, Doamne, frumusețea este de la Dumnezeu venită ca și bunătatea, este tocmai identitatea prin înalt spirit și cultură superioară. Dacă vom avea acest numitor comun, racordat toate, toate racordate la seva românității. O să vă întreb asta un moment dat, ce are Napoleon cu ce vă spun eu acum? Cartea este, ca să o înțelegeți, pentru că mai degrabă lectorii, comentorii pe care îi avem aici vă vor spune prin ochiul lor critic din diferite poziții, monopost al academicianului, a omului de veche care a vegheat și mai departe stă în continuare în fruntea gândirii intelectuale acestui oraș, domnul Sachelarie. E bine, ce poate să producă altceva decât reflexia asupra ceea ce v-am spus? Timpul care a trecut, ce s-a întâmplat, cât din el decantat în gânduri rafinate, se petrec astăzi
și cam ce ar trebui să facem noi în timpul care vine. Este un îndemn la reflecție. Este o chemare la a înțelege lumea care ne fuge de sub înțeles. Nu simțiți asta? Eu încerc să sintetizez în câteva cuvinte starea pe care noi o trăim zilnic și din care căutăm să ieșim prin împăcarea cu noi înșine. Cartea este o împăcare cu un timp și cu un om care a schimbat destinul și soarta Europei și în umbra căruia trăiește Europa de astăzi. Înțelegându-l pe Napoleon, vom înțelege ce se petrece astăzi. Înțelegând ce am vrut să spun, ne vom înțelege mult mai bine unii pe alții și vom căpăta nu doar stimă de sine, ci și respectul față de celălalt. Este încercarea prin care încerc să comprim două secole, probabil că în final o să revin asupra înțelesului a ceea ce înseamnă două secole concentrate în mai puțin de 200 de pagini, în 200 de maxime sublime comentate cu toată această învățătură trecută peste noi. Pentru mine este o bucurie să văd aici oamenii ai Pământului, vechi prieteni, mai noi printre alții, cunoștințe străvechi, camarazi, oameni de cultură, filozofi. Tocmai am fost la această reuniune sărbătorind Ziua Filozofiei Universale. Făuritor de carte, păzitor de literă, poate unii de zeci de ori mai bine gânditor și rafinator de cuvinte. Iată cum, în jurul unei idei, ne putem aduna, măcar fie și pentru o oră, o oră de bucurie, pentru că v-am primit cu Rapsodia Română. Sper ca la plecare, fără să fie cântată, veți pleca cu oda bucuriei. Doamnă, încercând să fac un captatio benevolente și să mă acceptați așa cum sunt, preluând de la dumneavoastră această energie care îmi dă posibilitatea să valsez cu bucurie prin sentimentele care se descarcă, o pun la treabă, din nou, pe distinsa noastră gazdă, care îi mulțumesc din suflet pentru această disponibilitate foarte rapidă. Cât de greu e în ziua de astăzi să faci un act de cultură când toată lumea spune că se ocupă doar de cultul personalității proprii. Doamne, vă mulțumesc personal la început de drum și de aici încolo, așa cum am pus la cale fără să știți dumneavoastră, veți negocia cu distinșii mei prieteni și camarazi de idei, de simțire, să înțelegem și să rostuim tainele acestei cărți. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim că ne onorați, mulțumim tuturor celor prezenți, pentru că suntem în familia Centrului Cultural. Vă rugăm să stăm cu toții așezați și îi dau în continuare cuvântul domnului academician. Domnul academician, o mică virgulă de 10 secunde. Cartea a văzut lumina publică la Gaudiamus și am spus, primul oraș în care fac lansarea publică după botezul Gaudiamus, alături de domnul academician, este Piteștiu, Argeșul, pentru că este A, litera primă de la alfabet, și județul Dragmie. Vă mulțumesc! Din respect pentru ambianță, pentru domnul general, pentru carte și pentru noastră, încalc porunca de a sta pe scaun și în felul acesta am consumat un minut din minutele acordate, pentru că dificilă misie mi se trasează. Întotdeauna întâlnirile cu domnul general sunt reconfortante pentru mine, dar îmi dau seama că distanța de la general la un biet, nici nu mai știu ce sunt, că la un moment dat am fost promovat la onoare, dar n-are nicio legătură cu armata, prin zona locotenent pe acolo, de la retorica domnului general, care este peste media
retoricii, nu știu dacă în armată se obișnuiește, dar în printre matematicieni lucrurile nu stau atât de simplu. Și până la subiectul în sine e cale lungă. Despre subiect sunt convins că vor vorbi mai mulți și specialiști, ca să preiau un cuvânt. Eu am citit cartea cu mare interes, cu mare bucurie, dar cu o vreme în urmă. Noroc că mi-am notat atunci și a apărut în Argeș Express. Voi încerca să recitesc unele fraze. O carte riscantă, ziceam acolo, să lei pe Napoleon, să-l mai și selectezi de la 500 și ceva la 200, apoi să-l comentezi și să-i dublezi maximele cu noi maxime. Reușită totală, o constată și editorul, domnul Ioncică, foarte subtil, elegant, inteligent. Domnul general îl completează sau îl contrazice? Acum, contrazicerea nu e în sine, ca să spun așa, ci la distanța 200 de ani de istorie și de înțelepciune acumulată ulterior. Cartea merită citită, trebuie citită dacă vrem să înțelegem ce găsim acolo. Cartea trebuie citită și recitită și în tandem cu a doua carte care e pe masa de afară, România ca o moluscă, în care găsim cumva cealaltă fațetă a domnului general, cea militantă actuală, care pune degetul pe multe răni, dar sugerează și ieșiri din impas. Spune pe coperta acelei cărți Valeriu Matei de la Chișinău, academician și acolo și membru de onoare la București, despre spiritul analitic și patriotul înflăcărat care este domnul general. Undeva în niște mărturisiri, dânsul spune, nu mai știu în care dintre cărți, că trăiește sincer și câteva rânduri mai încolo, deci dificil să înțelege că sinceritatea în vremea modernă aduce oarece dificultate. 200 de maxime, de fapt sunt un pic mai mult de 200. N-am reținut-o aici în carte, dar am citat-o în diverse locuri, de la Napoleon citire, în fața banului nici justiția nu are cuvânt. Justiția se pleacă, ceea ce din păcate e adevărat. Banul conduce lumea, follow the money și așa mai departe. Știm tot felul de maxime, numai că nu le prea aplicăm în viața curentă. Cartea mai beneficiază și de două, nu știu cum se numesc, note referențiale. Una de generalul Victor Voicu, academician, aș face o paranteză, Victor Voicu, Ioan Aurel Pop și cu voia dumneavoastră ultimul pe listă, în februarie 2017 am lansat un apel la identitate, suveranitate, unitate națională. Rimează foarte mult, se împlinește 6 ani curând, s-a ratat atunci un moment istoric, cărțile sunt în aceeași paradigmă, ca să vorbesc pretențios. De la domnul Victor Voicu, titlul dumnealui este Modelul napoleonian, valorile și reperele umanității. Domnul Victor Voicu reține și apoi elaborează asupra lor două maxime ale lui Napoleon. Cea dintre virtuți este devotamentul față de patrie. Și a doua, în revoluții nu există decât două feluri de oameni, cei care le fac și cei care profită. Le-am recitat pentru că e instructiv modul în care le comentează domnul general Chelaru și în care le completează cu maxime noi. Anume, vis-a-vis de, deci, cea din tâi dintre virtuți este devotamentul față de patrie. Patrie au toți, pe când țară doar cei care sunt moștenitori adevărați. La cea de-a doua, în revoluții nu există decât două feluri de oameni, cei care le fac, cei care profită. E și mai tranșant și are și experiențe mai recente, probabil. Nici o revoluție nu-și va condamna profitorii, sunt copiii ei. Acum, și comentariile și maximele adăugate
stau față în față cu cele napoleoniene, foarte sugestiv. Napoleon e practic, cinic, foarte precis, foarte militaros, aș îndrăzni, în sensul efectiv al cuvântului. Domnul Chelaru e net mai român, mai omenos, mai creștin, mai subtil cumva în aprecieri. Îmi vine în minte comparația între Machiavelli și Sfântul Neagoe Basarab. Se face o asemenea comparație între principele primului și învățăturile celui de-al doilea, deși, vedeți Dan Zanfirescu care elaborează pe subiect, cei doi sunt total diferiți. Machiavelli e cinic, scopul, scuze, mijloacele, etc., etc., pe când la Sfântul de pe Argeș în sus se vorbește despre omenie, despre Dumnezeu, despre credință, despre cum să se poarte principele cu armata și așa mai departe. În, cum să spun, în oglindă, cumva, nu păstrând proporțiile, că nu e cazul, Napoleon versus Chelaru stau în aceeași comparație cu Machiavelli versus Sfântul. Nu că l-aș sfinți cumva, știu că este un om în carne și oase, dar iarăși paranteză, apropo de prieteni vechi, cuvântul prieten e prea puternic pentru... eram soldat în termen redus și adevărat, atunci când l-am întâlnit prima dată pe capitanul Chelaru. Cartea trebuie citită. Multe alte perechi de maxime sunt relevante, ilustrative, ne pot da mici frisoane. Napoleon spune că un demnitar fricos poate fi răsturnat oricând. Completează contemporanul nostru. Un fricos ajuns demnitar devine canalie. Nici o aluzie, evident. A doua pereche. Poporului trebuie sărbători zgomotoase, proștilor le place zgomotul, iar mulțimea este proastă. Napoleon, cinicul, spuneam, completează contemporanul nostru. Pentru cei mai mulți, zgomotul este muzică. Ce subtil ne-a spus-o. Mulțumesc pentru carte, în primul, pentru cărți, mulțumesc dumneavoastră pentru atenție și încă o dată recomand citirea ambelor cărți, pentru că sunt multe lucruri de învățat. Apropo, mândrie națională, etc., ar mai trebui adăugat puțină speranță. Optimist poate e mult spus la vremea asta a zgomotelor și manipulării, dar niște speranță trebuie să ne urăm unii altora și să găsim motive de speranță. O întâlnire de genul ăsta e un asemenea motiv. Arta populară pe care am văzut-o aseară la realitatea e un asemenea motiv. Sunt lucruri care nu pot fi ușor schimbate, care nu ni se pot lua ușor. Mulțumiri încă o dată pentru carte. În continuare, îl rog pe sociologul Octavian Sachelarie să ia cuvântul și să vină și dânsul cu aprecierile domnului sale. Pot vorbi fără microfon. Am înțeles. Vă dați seama ce greu îmi vine acum după doi oratori de primă mână să mai zic și eu câte ceva. Sunt onorat în primul rând că sunt aici. Domnul general Chelaru a considerat de cuvință să vin și să spun câteva cuvinte despre această carte care mie mi se pare nu numai laborioasă, dar și curajoasă în primul rând și curioasă din anumite puncte de vedere. Cred că la foarte mulți maximile pe care le vor citi aici o să li se pară foarte actuale. Și eu nu am decât să spun următorul lucru. Să știți că firea umană nu s-a schimbat mai deloc de-a lungul secolelor. Mijloacele s-au schimbat. Că există o perioadă acum în care România uită de niște principii și uită de niște valori, asta e altă poveste. Este o carte absolut laborioasă și spuneam domnului general înainte de a veni la dumneavoastră aici,
Sunt invidios pe modul de a organiza această carte. Și eu sunt un tip foarte organizat în ceea ce privește scrisul și conținutul unei lucrări, dacă vreți. O să vedeți că domnul general face în așa fel încât cartea să fie pricepută de oameni cu o pregătire medie. O să vedeți acolo un tabel cronologic, o să vedeți lămuririle necesare, o să vedeți niște note ale editorilor care mie mi se par excelent. Sigur că pe urmă vine chinul autorului, ca să spun așa, și nu întâmplător, spun autor. Pentru că domnul general creează un text. Nu se referă neapărat la selecția unor lucrări și aici o să vedeți frământările pe care le-a avut, pentru că este un subiect absolut imens. Niciodată cred că nu o să ajungi la fundul sacului, pentru că așa sunt oamenii geniali. Controversați, neînțeleși, uriași, au capacitatea de a crea grandoare, au capacitatea de a solidariza în jurul lor mase largi de oameni și au capacitatea de a crea istorie. Eu cred că asta scoate domnul general în evidență și capacitatea unor asemenea oameni de a prevedea viitorul. Și aici Dumnezeu probabil că a făcut așa. Zilele astea m-am tot uitat pe o carte a unui profesor englez care se intitulează Capcana lui Tucidide. Cred că ați auzit, este vorba de posibilitatea de a exista un conflict la început de miliunul al treilea între Statele Unite și China și posibilitățile de a preîntâmpina o asemenea conflagrație. Însă m-a frapat pentru că la un moment dat îl citează pe Napoleon și spune următoarea chestiune. Deci acum 200 și ceva de ani. Zice să lăsăm China să doarmă. Când se va trezi, lumea se va cutremura. Nu vi se pare că a început să se cutremure? Deci iată care sunt calitățile și iată care sunt capacitățile, dacă vreți, de creație intelectuală a unui asemenea volum. Pentru că încet trebuie să revenim la modelele culturale, chiar dacă sunt controversate. Trebuie să ne întoarcem la oamenii care au creat ceva și care au dus lumea mai departe. Trecem foarte indiferenți peste dispariția unor oameni de valoare. Și aici vorbesc de România noastră. Oamenii sunt comemorați și se plânge dispariția lor o săptămână după ce au murit. Nimic mai mult. Ce exemple să vă dau? Le știți foarte bine. Câți oameni de mare valoare au dispărut în ultimul timp, mare lucru. Nu s-a scris. În schimb, trăim într-o lume plină de accidente, de telenovele, de jafuri, de crime, de violuri, ca și cum lumea ar merge mai departe prin astfel de exemple. Până la urmă, haideți să adunăm asemenea volume, haideți să adunăm cărțile care înseamnă până la urmă memorie și identitate culturală strânse la un loc. Mi-aduc aminte ce spunea Ray Bradbury, unul dintre autorii mei preferați, ce ne-am face fără biblioteci? N-am mai avea nici trecut și nici viitor. Iată că domnul general, care cuchetează și cu tehnologia, că am citit foarte bine CV-ul, o să vedeți, să vă uitați acolo, este și adeptul cuvântului scris, pentru că cuvântul scris înseamnă o comunicare specială, înseamnă o comunicare față în față. Îți dă posibilitatea să intri, dacă vrei, într-o relație absolut intimă cu personaje, cu experiențe sociale și cu
alternative de viitor. Este cazul acestei cărți, pentru că mesajul pe care o să vedeți că vi-l dă această carte este unul care înseamnă faceți o diagnoză foarte serioasă a societății în care trăiești și încearcă să pui o cărămidă autentică la dezvoltarea viitoare a României, care este o țară fabuloasă. Avem tot ce ne trebuie, ne mai lipsește ceva, nu știu ce. Poate că o să descoperim în următoarea perioadă de vreme. Eu cred în destinul României, când mă uit aici, văd foarte buni români și aici, evident că la fel. Haideți să încercăm împreună să dăm un alt viitor pentru copiii care vin după noi. Domnule Cerea, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat în primul rând. Eu cred că este o carte care trebuie citită. Numai astfel vă veți da seama de valoarea ei și de faptul că au mai fost și alții înaintea noastră care au dat tonul și viziunea unui viitor. Sunt sigur că nu vă veți opri aici. Vă mulțumesc foarte mult și cât se poate, dacă o să mă mai chemați, mai bine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Pentru că ne onorează viceprimarul municipiului Curtea de Argeș, domnul Ștefan Dumitrache, istoric de elită, îi spun eu, îl rog să vină să exprime câteva considerații de asemenea asupra noii apariții editoriale. Îți mulțumim! Sărut mâinile și mulțumesc, sunt bucuros să fiu astăzi alături de domnul general. Dumnealui știe că sunt un mare admirator și sunt și un mare admirator de Napoleon Bonaparte. Să vă spun întâi o mică poveste, scurtă. Când eu eram copil, să nu știi cine a fost Napoleon și cel puțin câteva bătălii a lui, era rușinos, absolut rușinos. Lumea, să știți, era mult mai cultă ca acum. Și trei profesori de la noi din Curtea de Argeș se întâlnesc ei la un pahar și încep să dezbată campaniile lui Napoleon. Asta până s-au fonfat mai bine și la un moment dat unul dintre ei zice: păi, dar cum îi spunea Letiția lui Napoleon când era mic? Ceilalți: mă, cum îi zicea? Măi, cum îi zicea? Nu erau telefoane mobile, nu exista Google. Au plecat supărați rău acasă, s-a dus naibii băuta lor, că nu și-au adus aminte când cum îi spunea lui Napoleon când era mic. Și unul dintre ei intră în casă, supărat, supărat, și la un moment dat își aduce aminte, știți că îți aduce aminte, și strigă odată: Nabulio, îi spunea lui Napoleon când era mic. Vreau să vă spun, cu adevărat, soția lui era să facă infarct când a răgnit atât de tare la oră, la ceas de seară. Deci, v-am spus asta ca să înțelegeți cât de important era Napoleon în viața noastră. Apoi, la o vârstă fragedă, am ajuns la Borodino. Și rar am văzut o poveste mai mincinoasă ca cea pictată acolo. Bine că francezii nu prea apar pe câmpul de luptă, deși, ce să vezi, ei au rămas pe câmpul de luptă și rușii au plecat, dar în scena de la Borodino sunt întreva într-un colț fugind. Ei n-au fugit, totuși. Și mi-am dat seama ce ușor poate fi manipulată istoria. Mi-a plăcut să citesc despre Napoleon și tot ce era pe vremea lui Ceaușescu și după aceea am prins și am citit și am avut o revelație în momentul în care citesc despre bătălia de la Arcole. Pentru că rămâne campania din Italia împotriva coaliției a doua, rămâne cea mai importantă campanie a vieții lui Napoleon prin manevră, prin tot ce face. Este strălucită din punct de vedere militar. Dar acolo la Arcole a avut o problemă. Pentru că podul era apărat de regimentul 2 grăniceri Năsăud, care aveau așa o lipsă a umorului totală. Și n-au vrut să cedeze, n-au vrut să se predea, n-au vrut să se retragă. A fost o bătălie crâncenă, Napoleon însuși era să fie omorât la asaltul asupra podului de către românașii noștri și era tot timpul întrebat: mă, dar cine au fost ăștia, că nici croați nu sunt, nici unguri nu sunt, nici... Cine sunt ăștia, că erau altă nație? Au fost românii noștri. Dar întorcându-mă la maximele lui Napoleon, o să vă spun o maximă de-a lui și întâmplarea din spatele acestea. Odată devenit prin consul, are de-a face cu o nouă coaliție.
Italia era pierdută, cât el a fost în Egipt. Și el, ca prim consul, nu avea voie să conducă armata. A găsit un artificiu, întotdeauna să găsesc, există excepții de la lege, trece Alpii, câștigă la Marengo, se întoarce și se adună mulțimile la Tuierii să-l aclame. Și Josephine, tată, te rog, ieși să te aclamă poporul. Ce nu. Păi tă, de ce? Zice, și dacă mă duceau la eșafod, tot așa mă aclamau. Deci, poate că era cinic, dar era extrem de realist. Apropo, Neagoe în scrisoare, domnul în carte, este extrem de luminat, dar în practică a fost teribil de cinic. Lui Vlad cel Tânăr i-a tăiat capul sub un păr în curtea domnească de la București, pe Dumitru Iacși și l-a trimis la Sibiu să-l asasineze pe Mihnea cel Rău. A fost extrem de pragmatic. În carte este într-adevăr idealist, dar în partea practică n-a fost deloc așa. E o mare diferență între a spune și a face. Avem nevoie de înțelepciunea lui Napoleon. Am apucat să frunzăresc puțin cartea. Mi-a plăcut enorm ce a spus despre Clausewitz. Așa este. Așa este. Un politruc. Politrucii fac istorie, din păcate. Din păcate, repet. Și astăzi, dacă vă uitați la geniile astea care apar pe la televizor să vorbească despre istorie, să vedeți ce citează din Clausewitz, de te apucă plânsul. Un om care totuși niciodată n-a fost pe câmpul de luptă. Asta este marea problemă. Nu a cunoscut câmpul de luptă, dar este și astăzi considerat un mare gânditor militar. Cum? Nu pot să înțeleg. Deci dacă tu stai și povestești despre cum să bat alții și tu ești marele gânditor militar, nu mai știu atunci au fost aia care au pus în practică mari operațiuni militare. Am avut șansa să ajung și la Leipzig, domnul general, și atunci mi-am dat seama cu adevărat cât a fost de mare Napoleon, deși aveam 12 ani. Pentru că a trebuit o Europa întreagă să se adune, o Europa întreagă. Și nici măcar atunci nu l-ar fi învins dacă nu trădau saxonii pe câmpul de luptă. Deci trebuia o Europa întreagă împotriva unui singur om. E cumplit, dacă stai să te gândești. Pentru noi n-a fost tocmai bun Napoleon, pentru că războiul 1806-1812, prin care am pierdut Basarabia, a început la îndemnul lui, din motive, nu știu cum să le spun, avea așa totuși o slăbiciune undeva pentru Habsburg, că n-a desfințat Imperiul, deși era cea mai bună soluție, și dacă îl desfința, sigur nu mai rămânea câștigător, cum n-a desfințat nici Prusia la rugămintea țarului Alexandru, pe care o umilise și o călcase în picioare pe câmpul de luptă. Deci iată că până și omul Napoleon a avut unele mici slăbiciuni, pentru că altfel, vă spun cu siguranță, rămânea lider autoritar al Europei. Oricum, cel mai mult l-a mințit Alexandru, a fost genul de om care zâmbea în față și te înjunghea în spate, și opera lui Napoleon în final se va prăbuși, dar nu în totalitate, pentru că a schimbat istoria și organizarea Europei definitiv. N-au putut să mai treacă, de exemplu, peste reorganizarea Germaniei. Părintele Germaniei Imperiale este chiar Napoleon. Asta pentru cine a studiat istoria Imperiului German. Fără unificările lui, 300 de state au rămas 16. Iată ce a reușit Napoleon, dar cea mai mare operă a lui este cu siguranță Codul Napoleonian. A stat la baza legislației cam din toată Europa și foarte, foarte puțină lume vorbește despre această operă extraordinară a lui. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp, știu cât sunteți de ocupat să scrieți această carte. În opinia mea, ea trebuie să existe în fiecare școală, mai ales acolo unde mai există dorință de a nu rămâne, și așa am rămas în urmă, cu educația, măcar acum ar fi momentul să învățăm, pentru că dacă citim și învățăm, putem să nu mai repetăm greșelile trecutului. Le-au făcut alții, măcar noi să nu le mai facem. Vă mulțumesc, domnul general. Vi-l dau eu imediat după ce remarc că la perechile dinainte, Napoleon, Chelaru, Machiavelli, Sfântul Neagoe, de fapt, eu nu m-am referit la persoane, ci la scrierile lor, adaug perechea Dumitrache Păun. Pentru că vreau de scrieri, nu de... Îmi vine în minte vorba lui Cioroianu, Adrian. Să ne gândim la ce făceau ziua voievozii, nu ce făceau noaptea, că altfel nu mai terminăm niciodată. Thank you.
Pentru că ne onorează și doamna Mihaela Stănciulescu, reprezentantul instituției Avocatul Poporului Argeș-Vâlcea, de asemenea și dumneaei pasionată de istorie chiar aici la Centrul Cultural Pitești. Acum câțiva ani și-a lansat o carte cu tematică istorică biserici și tunuri, dacă rețin eu. Vă rugăm câteva considerații asupra acestei cărți. Nu știu dacă ați citit-o, dar din cele auzite. Vă mulțumesc, domnule general, pentru invitație. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați primit mesajul de invitație la lansarea acestei cărți și ați văzut cât de elegant, cât de civilizat sună și cred că fiecare dintre noi, iar eu ca femeie, credeți-mă, chiar am simțit așa o sensibilitate aparte pentru conținutul acelui mesaj. Este greu să mai spui ceva după antevorbitori, domnul academician Păun, domnul Octavian Sachelarie. Eu am venit aici pentru că m-am simțit onorată și pentru că numele generalului Chelaru mi-a însoțit cumva copilăria, fiind fiică de militar. Și de-a lungul timpului tot auzeam așa în familie. Târziu am avut onoarea să-l și cunosc pe generalul Chelaru și cred că prezența comunității prin dumneavoastră, toți cei care sunteți aici în sală, suntem aici în sală, este semnalul comunității către aleșii neamului, că aleșii neamului ne mai dau și nouă cărți să le citim și le și semnează și le pun în atenția noastră. Și faptul că sunt mulți cei care vin la asemenea evenimente este un alt semnal că societatea are nevoie de cultură și de esența ei, de echilibrul și esența culturii. Despre Napoleon Bonaparte eu nu știu să vă spun foarte multe, mi-amintesc doar atât că atunci când a evadat și s-a întors la Paris, a reușit, a avut capacitatea asta să adune în jurul lui suficient de multă armată încât să facă istorie și să lase istoriei zborul vârtulilor, foarte, foarte, foarte multe. Să ne bucurăm că avem o astfel de carte pe masă înainte de sărbători și cu siguranță că lângă bradul de Crăciun a citi așa ceva este o plus valoare pentru fiecare dintre noi. Deci iată-mă, eu am fost aici doar în amintirea unei copilării care mi-a marcat prezența prin amintirea prin domnul general Chelaru. Vă mulțumim foarte mult. Se impune o completare din partea autorului, vă rugăm. Intervin pentru că odată început această, hai să spunem, pseudo-filipică pozitivă, se impun câteva reașezări pentru a aduce apele în siaj. Cartea asta nu este istoria lui Napoleon. Această carte, dragii mei, este pentru învățători, pentru copii, pentru profesori, pentru militari, pentru politicieni mai ales. Dacă deschideți oriunde cartea și vedeți poziția lui Napoleon despre ce înseamnă politica, ce înseamnă a conduce, ce înseamnă a te jertfi, ce înseamnă a educa, ce înseamnă să crezi într-un Dumnezeu sau altul, ce înseamnă bigotismul. La un moment dat spune, dacă ar fi să-mi ating țelul, mâine aș fi mahomedan. Această carte este despre cea mai înaltă înțelepciune concentrată care a rezistat celor două secole și va mai rezista încă două secole. În 1834, Honoré de Balzac adună 545 de maxime și cugetări ale lui Napoleon, pe care Napoleon nu le-a scris niciodată. El în periplu și viața lui, cât a trăit, a vorbit. Napoleon în două rânduri a scris. O scrisoare către Walewska și un denunț către Duco,
care era unul dintre cei din directorat. El doar a vorbit. Toți ceilalți din jurul lui au scris ce a vorbit Napoleon, au decantat, după care le-a pus la dispoziție. Lui Honoré de Balzac i-au trebuit 14 ani de zile să le adune de la cei care au fost martori în viață, nu care au primit informația prin ricoșet, despre Napoleon. Napoleon era prin ochii lui Fouché unul dintre cei mai cumpliți conducători de interne. Prin ochii lui Talleyrand era cel mai subtil diplomat. Prin ochii mulțimii era mântuitorul Franței. El spune la un moment dat: puterea nu-mi stă în voi, cei ce mă înconjurați. Puterea mea e în țăranul francez. Se întoarce și spune: nu de nobil am nevoie, ci modelul de nobil cu care se conduc această țară. Nu credeți că toate sunt valabile? Din cele 545 de maxime și cugetări culese de Balzac, am muncit 15 ani de zile să intru pe drumul, pe făgaș, pentru a înțelege în ce situație, în ce conjunctură, în ce mediu de interacțiune și cu cine a interacționat la un moment dat, de a putea emite ceea ce a emis aici, el, în acel moment. Ultima găsită, care este scrisă chiar pe copertă în final: după bătălie nu există inamici, ci numai oameni. Este după bătălia de la Borodino. Un masacru total. Borodino a însemnat sleirea puterii Marii Armate și primul contact al lui Napoleon cu imensitatea stepei rusești. Locotenentul lui din dreapta, trecând cu calul, lovește un rănit și rănitul scoate un geamăt profund de durere și Napoleon îi spune: de ce nu ești atent? Pourquoi tu n'as ton type, tu n'as pas vu? Nu l-ai văzut? De ce nu ești atent? La care locotenentul îi spune: e doar un soldat rus. Și atunci de replica asta: după bătălie nu există inamici, ci numai oameni. A trebuit să înțeleg exact când a spus treaba asta. Citind în tren undeva, trece oarecum simplu. Marea lui zicere, că e valabilă și astăzi: la centru, savanții și măgarii la centru. Napoleon Bonaparte conducea operațiunea care mai târziu s-a numit Marea Știință a Egiptologiei, de culegerea artefactelor din tot ceea ce a însemnat mileniile din spate ale Egiptului. Avea să le spună soldaților lor: soldați, citez, din vârful acestor piramide vă privesc 40 de secole de istorie, fiți demn de ele. Și când mamelucii i-au atacat prin surprindere în drumul lor spre Abu Kir, locul unde practic se ambarcau toate cele care erau luate din Egipt, pe el nu l-au interesat decât cei 156 de savanți aduși din toată Europa și măgari pe spatele cărora erau samarele cu toate aceste bogății. El sesizează momentul istoric și valoarea omului de știință și a cuantumului de cunoaștere al istoriei. Cei 159 de savanți, pentru alții 165, au adus din toată lumea, s-a produs după o scrisoare a lui Napoleon, o găsiți tot în această carte, către cine? Către omul de știință numărul 1 acelei vremi, Oriani, din Milano. Și acesta îi spune: nu cred că voi putea să-i conving să vină. Și atunci apare această superbă replică: omul de geniu nu aparține nimănui, el aparține umanității.
Parcă și astea ar trebui să gândim cum să recunoaștem valoarea omului. Nu să-l hulim pentru că, vezi, Doamne, e chinez, a spus cineva, sau e de la PNL, sau, vezi, Doamne, hulește-l pentru că nu-mi place mie. Cultura nu are culoare decât albă. Suma tuturor culorilor într-un vertij al mișcării dumnezeiești. Am fost nevoit să intervin să vă spun că oriunde deschideți această carte, antecedentul, anteriorul sau ceea ce urmează nu produce o modificare a acestui panseu pe care îl citiți în bloc. Vă dau un exemplu. Chiar pe ultimul. Mie mi s-a părut, din punctul meu de vedere, una dintre inspiratele mele căderi într-o noapte, din punct de vedere al înțelegerii lumii. Napoleon avea să spună așa: tunul a distrus feudalismul. Și ce spune el în continuare? Cerneala va distruge societatea modernă. Adică media, ziaristica, avea el mare boală pe ei și i-a interzis pe toți. Doar două ziare am lăsat să mai funcționeze în Paris. Acum vine un comentariu. Acest comentariu am remit asupra lui aproape în 8 rânduri. Și comentează așa: tunul lui Napoleon a tras în relațiile asfixiate ale monarhiilor europene în numele aspirațiilor de libertate și drepturi egalitariste ale burgheziei, dar și a plebei proletare. Multă vreme lumea s-a schimbat cu tunul. Secolul 20 a inventat atomul pentru ca azi să ne dizolvăm în cibernetic. Cerneala societății moderne de astăzi, dragii mei, scrie digital. Dar, dincolo de ea, a rămas, ca și la început, cuvântul. Cuvântul furat de la Dumnezeu, între timp, prefăcut în vorbă perfidă. Și aici este toată provocarea cărții. Întotdeauna după această maximă napoleoană și acest comentariu care acoperă 200 de ani, vine o zicere. Nu i-am spus maximă sau contramaximă. O zicere. O zicere ca la noi, la români. Se zice că. Și închei această zicere. Iar la sfârșit au fost doar vorbele, iar vorbele erau la om. Cam așa este și astăzi. Doar vorbele au rămas de noi, pentru că am uitat să cuvântăm. Cartea cuprinde, prin Napoleon, toate aspectele vieții, absolut tot ce înseamnă filozofie de viață, istorie, militarie, dacă vreți, inclusiv probleme extraordinare de dragoste. Găsiți aici niște chestiuni formidabile. Este o carte de minte, inimă și învățătură și mi-aș dori în primul rând să se ducă și să adreseze celor care își formează astăzi personalitatea și profilul de caracter. Am scris-o pentru că în 2021, la 5 mai, s-au împlinit 200 de ani de la moartea lui. De la trecerea lui în neființă. Acești 200 de ani, concentrate prin aceste 200 de maxime, de fapt sunt 222, cam mai adăcat, 22 pentru cei 22 de ani, reprezintă în esență aceeași lume pe care dumneavoastră ați cunoscut-o în istorie, în istoria apropiată, o trăim și astăzi și vă garantez, așa va fi și mâine. De aceea este o carte pregătitoare, este un antidot, este un anticorp intelectual care nu mai permite, citindu-l și învățându-l și urmându-l, să repeți erori fatale. De aceea am intervenit, pentru că s-ar putea să se creadă că e o adunare acolo de niște maxime pe care le citești, cum am început eu, între două stații de tren sau așteptând metrou undeva. Aici este marea provocare și de aceea mi-a luat de mult timp. Se spune că de regulă la lansarea de carte, Doamne, se vorbește și despre carte și despre autor.
Eu vorbesc numai despre cel care a generat-o. Și aici intervenția lui Ștefan, care îi mulțumesc, și mai știu că în sală este reprezentantul nostru drag de la Ministerul, de la Muzeul de Istorie. E în sală? Din partea domnului Cornel? Da. Unde e? Reprezentantul Muzeului Județean, domnul Motranu. Ah, nu-i nimic. Așa. Fusesem atenționat. Știu că este și doamna consiliera domnului Gentea, care mi-a transmis că trebuie neapărat să mulțumească, dar o să mă duc la domnul Gentea și o să-i fac extras din cartea asta. Cum să conducă bine urbea? Scrie aici. Ce înseamnă și amintirea și ce înseamnă să nu calci cu calul peste cel rănit doar pentru că e soldat rus. Așa spune Napoleon. Apropo, nicio legătură cu situația concretă. Acolo e invers. Se pare că peste alții călășenila rusească. Mulțumesc din suflet pentru cel care a intervenit. Știu că mai sunt oameni în sală. Redau microfonul estimatei doamne, pentru că ruga mea a venit să fac aceste precizări pentru a nu se înțelege că aici facem un copy-paste sau un reconfortant passing de tip plastograf din Napoleon în ziua de astăzi, mai făcând o carte. E altceva. Fiți convinși. Vă mulțumesc. Pentru că tot ați vorbit despre doamna Cristina Munteanu, doamna consilieră a domnului primar Cristian Genta, organ să vină să exprime câteva cuvinte, câteva opinii referitoare la cele auzite. Bună ziua, să știți că nu m-am gândit la o intervenție, dar vă mulțumesc pentru această oportunitate. În numele domnului primar vă exprim, cunoașteți deja toată considerația domniei sale. Dumneavoastră construiți aici, din nou, construiți în comunitatea noastră, construiți la Centru Cultural și este o empatie culturală excepțională. Să știți că și domnul primar este aici, chiar dacă nu fizic. Este pentru că jurnalul lui construiește în acest moment și pot să vă spun că acum este o veste foarte frumoasă pentru Pitești. Se pun baze al unui consorțiu, un consorțiu regional pentru învățământul dual. Ne batem cu alte 8 regiuni din România pentru 21,5 milioane de euro să vină la Pitești pentru un campus foarte mare. Așadar, tot, da, să dea Dumnezeu să reușim. Fie ca spiritul napoleonian și cel român, exact, sănătos să aducă beneficiul acesta tot la Argeș. Știa că o să iertați că nu este aici, tocmai pentru că la fel construiește. Felicitări și ne bucurăm foarte mult, vă așteptăm oricând. Este o bucurie să vă avem și bineînțeles că așteptăm să... Eu recunosc că nu am apucat să răsfoiesc cartea, dar abia aștept să o să văd. Mulțumesc foarte mult! Îl rugăm și pe părintele profesor... Dorește și dumnealui să vină să ne vorbească. Și dumnealui și-a lansat câteva cărți aici. Vă salut, bună ziua. Bună ziua. Da. Bună ziua și vă mulțumesc pentru... stau aici ca să văd și mulțimea. Ați vorbit foarte frumos despre cuvânt, că rămâne cuvântul. Multe cuvinte s-au spus de valoare, a spus domnul academician, ce înseamnă de fapt cultura. Cartea aceasta mă duce cu mintea la latinii noștri care spuneau habent libelli sua fata. Această soartă a cărții va fi una lungă, de durată, că e plină de înțelepciune. Noi nu vorbim despre istoria lui Napoleon, ci despre înțelepciunea lui. Așa am înțeles, deși n-am citit cartea, dar din ce s-a spus și din ce, cum a descris-o domnul general, pe care îl așteptam de altfel cu cușma dacică. Cușma. Să rămânem în zona austriecilor și a francezilor care s-au luptat, a spus domnul profesor de la... s-au luptat cei de la Năsăud, biserica Năsăud, au fost neînfricați, au fost, cum au fost de multe ori în istorie românii noștri. Și era o glumă prin Ardeal, ei vorbeau, urmașii, ce s-a întâmplat cu unchiul meu, bunicul meu, l-a luat pe bună parte, ei nu ziceau bona parte, ziceau Nablion bună parte. Nabuliu a zis, că așa era diminutivul, Nabuliu, avea și Naplione și mai multe. Acest
să zic, reformator, n-a fost un geniu militar, dar sigur că a avut și el greșelile și erorile lui în istorie. Nu vorbim aici că nu-l glorificăm, ci spunem despre el și eu aș vrea să de-aia am venit să spun ceva despre Badea Cârțan, care a avut legătură cu cineva din neamul lui Napoleon. Știm că soția lui Napoleon, Iosefina, franțuzoaică, era nebine primită, adică era urâtă la curte. Erau pușcașii marini dimineața când venea generalul sau când venea mai marele conducător de oști la regiment, ei spuneau om străin la bord și ceilalți răspundeau ghinion, de acord, toată lumea era și salutau. De ce? Cine era omul străin? Era Iosefina. A fost un antagonism între aceste, dar Badea Cârțan al nostru, că asta doream să accentuez, a mers să vadă și el, să vadă columna lui Traian. Știm din istorie, există la Oradea, în episcopia greco-catolică, din arhivele de episcopiei, o poezie cu 200 de versuri, prin care se vorbește despre relația dintre austrieci, sau mai bine zis, ura austriecilor vis-a-vis de francezi. De ce? Fusese acea revoluție franceză care a decapitat pe Hristos din Europa. A făcut mare rău Europei. Mare rău. De ce? Nu că sunt preot. Nu. Ci e o constatare pe care și domnul academician a simțit-o și a spus-o. De ce? Europa a mers, a coborât în urma Revoluției franceze. De ce? Au apărut atâția teologi, atâția oameni filozofi care au spus, der Gott ist tot, a murit Dumnezeu. Și dacă moare cineva, noi avem un singur model în lume, care e Iisus Hristos. L-am decapitat. Și ce am pus în locul lui? Am pus omul. Omul s-a dovedit a fi incapabil de a fi imitat iodeii. N-a mai fost capabil. Dar Badea Cârțan se duce la columna, a stat acolo, e o istorie frumoasă descrisă în aceste versuri. Și istoricii care au spus, Urechea și alții, care au vorbit, Tocilescu, iarăși a primit, l-a întâlnit și l-a văzut pe Badea Cârțan, el a dormit acolo în zăpadă, cum a dormit și la statuia lui Mihai Viteazu. A stat în zăpadă, cu sarica pe el, și când a venit mai marele consulul sau cine l-a văzut, hai domne că te găzduiesc eu, hai să-ți dau un obol, să-ți dau un ban. Nu, eu stau aici, eu sunt român, eu vreau să îl slăvesc pe cel care a unit neamul nostru românesc, pe Sfântul Mihai, și mă duc să-l văd în Paris fiind, ca să scurtez, să văd acel mormânt al lui Nablione, al lui Napoleon. A zis că merge acolo cum a mers la Tătuca Traian și la Mihai Viteazu, merg să văd și eu mormântul. Și mai târziu, cei care erau din satul lui vorbeau că ei s-au bătut la, nu spuneau la Waterloo. Ce frumos, cum stâlcim noi cuvintele. Spuneau că la Fătârlău. La Fătârlău s-au bătut românii noștri la Fătârlău și au biruit cei din Năsăud și din... Așa s-au bătut cu Napoleon. Multe sunt legăturile, dar iarăși revin la Cujma Dacică, pe care așa vă identific eu. Așteptam să vă văd cu Cujma Dacică, că tot am vorbit de Revoluția franceză, în 1789, cu 4 ani de zile înainte de Marea Revoluție de Schimbarea Europei, pe 28 februarie, 1785, ce s-a întâmplat? L-au tras pe roată pe Horia. Dragii mei,
istoria spune, foarte succint, multe au fost și multe minciuni sunt în marile albume universale. Mari minciuni. Am găsit un text, iară fac o paranteză, eram student și domnule, îl studiam pe Herodot și toată literatura veche. Și simțeam că acest Herodot a mințit în istorie. Și găsesc acum câțiva ani de zile un text de la un mare istoric al vremii lui, spune că cel mai mare mincinos al tuturor timpurilor vechi a fost Herodot. Nu îl lovesc eu acum pe Herodot. A spus și el ce a spus. Dar acum cu Cujma Dacică, cu Cujma Dacică, era de fapt, Cujma era căciula lui Horea. Fiindcă sunt două scrisori, pe ce mă bazez când spun lucrul ăsta? Sunt două scrisori deschise, cum am spune noi, scrise de Jacques Bossuet, un adept, un girondin, adept al revoluționarilor, un scriitor, și îi scrie lui Franz Iosef, la împăratul. Iosif al II, da. Îi scrie a doua scrisoare, în care îl beștelește pur și simplu și îi spune, tu ești l'assassin de Horia, asasinul lui Horia. Iată, dragii mei, că noi, că am vorbit de unirea noastră și de istoria noastră, păi noi trebuie să, că ce ne trebuie nouă, a spus cineva, doamna, a spus foarte frumos doamna, și mi-amintesc fosta mea studentă, da, că ce ne trebuie nouă, dragii mei, părerea mea, un umil, eu sunt un umil preot, ne trebuie mai mult tupeu. Noi nu avem tupeul necesar în istorie și în Europa. Nu avem tupeu. Noi suntem cu mult bun simț. Suntem crescuți de mama cu bunul simț dus la școală și cu crucea și cu lumânarea la Paști și la Crăciun în mână. N-am avut niciodată tupeu în istorie. N-am avut. Avem bun simț. Dar, în 1785, acea tragedie. De ce i-a scris Jacques Bossuet că e asasinul, îi scrie lui Franz Iosef, ăsta lui Iosef al II-lea. De ce îi scrie lucrul ăsta? Fiindcă ei se cunoșteau. Horia știa o limbă germană impecabilă. Deci nu era un om simplu. Se cunoscuseră. Împăratul l-a primit pe Horia de vreo două ori și au discutat față către față. Și așa i-a spus foarte clar, tu ești asasinul. Sigur că ne duce cu mintea la acea bonetă frigiană. Păi fac o întrebare acum. De ce boneta frigiană? Păi frigienii nu erau daci? Domnul general, erau daci? Hitiții, toți, Imperiul Hitit și toți. Da, este o altă problemă. Și nu vreau să intru decât... Da. Eu asta am vrut cu Badea Cârțan. Iosefina, care a fost înfiată de Napoleon în anul 1806, era o fată blondă și cu ochi albaștri. Mulți spun, s-au țesut multe istorii în jurul acestei înfieri. Era, de fapt, fiica marei ducese Ștefania de Baden. Ștefania de Baden, și a fost o tragedie în viața ei, a avut un copil cu o boală, îi spuneau, e în istorie, s-au făcut multe descrieri, copilul Lup, care în 1831, în acea piață de pește din Nürnberg, a fost prins, că el a crescut, a fost dat la o parte din familie, de ce era o rușine, de ce ieșise din rândurile aristocrației și regalității, cum s-a întâmplat și în zilele noastre cu Diana și cu așa. Și când a auzit această mare ducesă Ștefania, mama Iosefinei și mai departe Iosefina, a fost bunica lui Carol I, care a venit la noi în țară. Carol I a fost, că a spunea când l-a luat brătianul nostru să-l suie în tren pe Carol I, spune că îmi pare rău că n-am putut să-mi iau la revedere de la bunica mea.
de la bunica mea, Iosefina. Vă mulțumesc, multe sus de spus. Domn general, vă felicit. Am onoarea să vă salut. Și eu, sunt serjet, am rămas serjet. Am să vă dau un răspuns acum. Da. Apropo, vorbeam de Napoleon aici, sunt foarte multe link-uri în istorie când e vorba de Napoleon, care a lăsat în spate o întreagă rețea, cum spunem noi, networked. La una dintre cele mai grozave maxime spune, hai să spunem, zice Napoleon, spune așa: cel mai mare republican a fost Iisus Hristos. Fiți atent aici. Aici este și teologie, și filozofie, și teosofie, și interpretarea rolului mulțimii în a accepta, prin demos, un om. Acum vă dau comentariul din perspectiva laicului din mine, dar al credinciosului profund. Eu spun așa, este un enunț fără acoperire și destul de frizant. Dimpotrivă chiar, Iisus Hristos a fost și este însuși Imperiul Absolut. El este împăratul cel cu două împărății. El a recunoscut și a cerut să se dea cezarului ce se dea cezarului, în perfecta înțelegere a legii supreme. Este astfel supus veșniciei, pe când dacă... Scuzați-mă. Pe când dacă era republican și președinte, ar fi trebuit să-l fi schimbat la 4 ani. Ori lucrul acesta este imposibil. Apropo de elemente de înțelegere a constructului lumii, din punctul ăsta de vedere, mai fac o paranteză, când se bătea la Arcole, cine a vorbit despre pe podul de Arcole, replica lui Napoleon către Muron, era aghiotantul lui, cine sunt ăștia? Și el spune, pe austrici, nu, a dracului de bine se mai bat nemțește. Erau cele două regimente de grăniceri năsăudene, unul din Năsăud și unul din Țara Bârsei, sub conducerea celor doi colonei, cum erau înainte, dar în față erau doi capitani, amândoi din Năsăud, care n-au permis trecerea podului. Napoleon însuși, luând steagul, încercând să treacă podul, și doar la sal a fost și rănit, și doar faptul că Muron s-a pus în față i-a salvat viața. Altfel, românii, dacă îl nimereau acolo, făcea ca Europa să aibă alt curs. A fost bine, n-a fost bine, istoria hotărăște și timpul de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată, am fost în complementaritatea dumneavoastră. Doamnă, aveți cuvânt. Țineți microfonul pentru că veți mai avea și alte intervenții tematice. Îl invit acum pe omul de cultură, istoricul Gheorghe Rotaru. Vă rugăm. Să vă rugăm aici ca să vă vedem și să vă auzim și cu camera. Da. Eu am avut onoarea să citesc această carte cu mult înainte de a primi botezul Gaudeamus. Și, sincer să fiu, m-a impresionat extrem de mult. Este o carte, într-adevăr, de învățătură și nu numai. Este o carte de istorie. Și ca și multe alte lucrări de acest gen, ar trebui să existe și să stea pe masa și în biblioteca fiecăruia dintre noi. Misiunea mea de data aceasta este cu totul și de altă natură. Aș ruga pe domnișoara Doina să mă ajute. Domnul general este înainte de toate un mare dacist. Este un român, dar este și un mare dacist. Este foarte interesant că de-a lungul anilor am colaborat și am lucrat cu dânsul, oferindu-i o serie întreagă de steaguri cu lupul dacic, simbolurile Daciei. Și nu numai. Am venit acum la această lansare cu dorința de a-i oferi acest standard
și să-l rugă, să-l rog, să-l invit ca alături de mine și de alți istorici din Argeș să contribuim la înnobilarea actualului drapel la României. Dar până atunci primiți, vă rog, acest indat cu lupul dacic, pentru că dumneavoastră, înainte de toate, ați explicat, și asta trebuie să rămână scris și înțeles, cam cum și ce înseamnă standardul dacic, cele 5 culori ale standardului dacic. Noi am preluat din standardul dacic dominantele curcubeului zalmoxian, roșu, galben și albastru, dar mai avem negru și alb. Eu vă mulțumesc că am această cinste și onoare să vi-l mânez pentru a nu știu câta oară. Și acum să ne apropiem puțin și de subiectul acestei lansări de carte. Napoleon Bonaparte este unul dintre eroii care a trăit aproximativ în perioada în care, evident, au trăit și au luptat mari patrioți ai poporului român din spațiul acesta Carpato-Danubiano-Pontic. Există o similaritate între Napoleon și ceea ce reprezintă acest standard, Trinitatea Istorică, însemnând standardul lui Tudor Vladimirescu, care moare în același an cu anul în care și-a dat sfârșitul Napoleon. De asemenea, standardul și simbolul pentru prima dată certificat și atestat ca drapel al României, Dreptate și Frăția lui Nicolae Bălcescu. De asemenea, și acesta a murit departe, ca și Napoleon, în exil. El la Palermo și, evident, după ce trecuse prin insula Elba, în insula Sfânta Helena, își dă sfârșitul și Napoleon. Și de asemenea, standardul lui Alexandru Ioan Cuza. De ce am inserat aceste patru simboluri pe aceeași pânză? Pentru faptul că 200 de ani sunt în 2021 de la sfârșitul vieții lui Tudor Vladimirescu, în 2022 la 150 de ani și de sfârșitul departe în exil la Palermo Nicolae Bălcescu, adică anul acesta, la 170 de ani în 1873, acum sunt 170 de ani de când și-a dat sfârșitul, 150 de ani, pardon, și-a dat sfârșitul Alexandru Ioan Cuza la Heidelberg în Germania. Constatăm că alături de Trinitatea Istorică, de standardul celor trei steaguri, există și drapelul României de azi. Și constatăm că e doar trupul drapelului, trupul simbolului nostru național, al însemnului nostru național. Îi lipsește sufletul. Am făcut apel de-a lungul celor 30 de ani ca să însuflețim drapelul României cu stema, așa cum de fapt toate standardele, toate simbolurile naționale au purtat în sinea lor, în corpul fizic al lor, stema sau simbolul heraldic al românilor. Și acum fac un apel la domnul general parlamentar în Parlamentul României. Să începem și poate reușim să inserăm, să înnobilăm drapelul României cu stema, care de fapt reprezintă ceea ce spune în Constituție articolul numărul 1. Suveranitate, unitate națională, stat indivizibil, inalienabil și, evident, ceea ce ne interesează pe noi, stat, deci drapelul fără gaură, gaură aceea s-a înțeles foarte clar ce a vrut să vină, să spună un gol, un vid în interiorul țării,
care îl consideră și astăzi alții, ei, neapărat trebuie ocupat. Avem pregătite toate materialele, împreună cu domnul profesor dr. Popescu, directorul muzeului, pentru realizarea legislației necesare, dar trebuie să existe omul de aur al vieții politice care să îl punem în valoare. Noi vi-l înmânăm, dumneavoastră, și sunt convins că s-ar putea ca până la sfârșitul acestui mandat acest drapel să fie încorporat, să aibă încorporate cele 4 cartiere reprezentând provinciile românești și instituțiunea din stema actuală a țării. Vă mulțumesc, poate am deviat puțin de la subiect, dar sincer să fiu, am citit cartea, citiți-o, este plină de învățătură și pur și simplu avem ce înțelege și cu ce rămâne din această carte. Am muncit mult dânsul ca să-i dea interpretarea necesară și îmi pare rău că nu sunt eu editorul acestei cărți și nu sunt tipograful acestei cărți. Dar poate vom realiza împreună o carte și mai interesantă. Cu siguranță. Cu siguranță vă mulțumesc. Nu vrem să întindem prea mult pentru că știm care este durata de rezistență a așteptărilor și mai ales într-o după-amiază care prevede după aceea un weekend, dar am să fiu foarte scurt pe problema aceasta. Napoleon Bonaparte a decis soarta țărilor române și este cumva prin trădarea lui Talleyrand după pacea de la Tilsit din 1807, este cel care a încurajat pe Alexandru să ia Basarabia, să facă raptul criminal de la 16 mai 1812. Momentul de Tilsit este una dintre cele mai odioase trădări a lui Talleyrand, ministrului de externe, care i-a sugerat în privat toate opțiunile către Alexandru I, cum să procedeze ca atare. A doua problemă de reținut, din 1806 până în 1816, Tudor Vladimirescu a activat în oastea țaristă. Deci a se reține. În 1812 era în corpul de armată al lui Cernicov, care se acioase pe țările române, inclusiv pe Moldova, de astăzi, întreaga sa, după acea bătărie de la Giurgiu Rușciuc, știți foarte bine, în care am învins pe turci. După bătălia de la Borodino, acest corp de armată, în care era introdus și Vladimirescu, a primit ordin să meargă către nord și să flancheze și să lovească în Marea Armadă a lui Napoleon. De ce a făcut această revoluție de la 1821 Napoleon? Pentru că tocmai avea cunoaștere despre toate valorile europene aduse după un singur țel. Așa cum a spus Napoleon, către mustețile lungi. Eu n-am să vă dau nici egalitate, n-am să vă dau nici fraternitate. Eu vă dau un singur lucru, libertatea. Prin libertatea voastră veți fi egali, prin libertatea voastră puteți fi fraterni. Iată ce înseamnă doar câteva cuvinte care a schimbat un spirit al gândirii europene. Fără să fie trecut pe la filozofi, fără să fie trecuți pe la mari analiști și politicieni de tip politrucist. Dar am făcut legătura cu acest moment ca să pot să avem continuitate în zaua istoriei românilor, pentru că țările valahe, cum spunea Napoleon, țările dunărene, trebuiau să intre în Marele Imperiu Universal. Iar Napoleon vedea Imperiul Universal în forma sa, de pe Vistula, pe Nistru, la gurile Dunării, doar că acolo turcii l-au trădat, spunându-i încă din Marea Bătălie a Damascului:
nu vei putea lua niciodată Stambulul, pentru că cine controlează Stambulul, controlează Asia. O să găsiți aici și un citat sau o maximă a lui. Turcii pot fi uciși, dar niciodată învinși. Ce înseamnă asta? Una e ca individ să mori și alta e ca națiune să rămâi în victorie. La noi cam se salvează fiecare, dar omorâm națiunea. În continuare vreau să-i dau cuvântul și domnului colonel Ilie Stoica, este președintele Asociației Basarab I a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Argeș. Domnule general, eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem împreună aici, dar rog respectuos să și vă adresez această invitație ca această prezentare să o faceți și la Casa Armatei, având în vedere că sunteți membru de onoare al acestei asociații și noi vă iubim și acolo ne vom simți încă o dată în marea familie și a lui Napoleon și a gândurilor și expresiilor dumneavoastră pe care le-ați relefat aici. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc mult succes în activitatea următoare, că încă sunteți alături de camarazi. Suntem, cu stimă. Pentru că nu am un lector, nu am făcut niciun fel de regie, am deschis așa, întâmplător, și tare mi-e drag această maximă, această zicere napoleoniană, dar vă rog să fiți atenți la ceea ce înseamnă un comentariu și cum trebuie să-l primească un student, un profesor, un elev în formare. Îngăduiți-mi, este vorba de maxima 270 din volumul inițial, din volumul genuin, din 1834. Spune Napoleon așa: oamenii cinstiți sunt așa de molcumi, iar escrocii sunt așa de iuți, încât adesea e mai bine să apelezi la cei din urmă. Ai citit-o și cu asta a rămas o zicere napoleoniană. Când, cum a spus-o? Exact în fața lui Fouché, când acesta făcea niște aranjamente de culise, care la noi în limba română, din transferul vremurilor de atunci, se numește Fouché Raie, adică aranjamente ticăloase. Noi de la Fouché, ministru de interne, care punea la cale atentate aranjate, să arate lui Napoleon cât de util este el, că tot el de contracara, a apărut cuvântul fușeraie. Nu pa me fușere encore fois, spunea Napoleon. Nu m-a mai fușere încă o dată cu prostia asta. Vine o analiză peste secoli. Prin natura sa, omul cinstit se convertește la durata muncii sale grele și pentru el timpul este cel care îi consolidează posteritatea. Excrocul și escrocheria sunt un mod de viață al secundei. El trăiește din ceea ce poate fura în timpul ce se arată sub ochii lui. De aceea, iuțeala, în ghilimele, iuțeala lor vine din nevoia de a stoarce totul în timpul scurt ce se oferă. Sunt bine de folosit ca oportuniști abili, doar dacă le dai momeala câștigului imediat. Pentru acțiuni ce se consumă la vedere, sunt cei mai folositori. Acta, non moralia, acționează, lasă morala. Totul este să nu se facă o obișnuință din asta. Istoria este molcomă, pentru că dăinuie din acei oameni care au făurit-o cu timpul întregii lor vieți. Numele lor nu apar nicăieri, pentru că întotdeauna o semnează excrocii cei rapizi.
Am încheiat comentariul. Și vine zicerea. Îndrăznesc să mă apropii cu smerenie. Și spun așa. Of, Doamne, a fi cinstit printre scroci nu este un avantaj. O rog în continuare să vină aproape de noi pe doamna profesor universitar dr. Cristiana Sima, este coordonatorul Colegiului Ecologic. Vă rugăm tot așa o păstrătoare, o iubitoare a tradițiilor românești. Mulțumim, mulțumim pentru prezență. Chiar mă așteptam, nu puteați să lipsiți tocmai din asta. Vă rugăm să... Bună ziua! Bun regăsit! Bun regăsit, domnule general. Ne-am mai văzut și la Râmnicu-Vâlcea. E o onoare să vă ascultăm, este o plăcere. Ne îmbătați, personal mă îmbăt, așa mă las dusă de ceea ce emanați și iată că astăzi s-au spus atât de multe cuvinte. Eu am învățat de la mătușa mea, profesoară de franceză, o chestiune despre Napoleon. Asta undeva prin clasa 11-12. Napoleon se dă. Napoleon, cedând sedanul, își ceda dinții. Eu m-am gândit că dacă vin astăzi o să zic chestiunea asta, poate că ne interpretați dumneavoastră, pentru că are un fel de a fi transpusă chiar și la noi. Vă felicit, de-abia aștept să iau cartea afară, nu mai era, am venit ceva mai târziu, spre rușinea mea. Abia aștept și să primim și de la dumneavoastră autograful. Am fost onorată astăzi să aud atâtea cuvinte, sigur, de la domnul academician Gheorghe Păun, de la domnul director. Chiar dacă v-ați pensionat, să știți că pensia este activă. Sunteți în mijlocul nostru. Este activ în pensie, da. Ați mai spus un lucru, că profesorul în formare, studentul, elevul, am să-mi permit acolo și la universitate și la colegiu să aducem în sufletele tinerilor care încearcă să se formeze în această lume deformată, îmi permit să spun deformată, să ne îndreptăm măcar atât cât putem vlăstarele. Vă felicit și vă mulțumesc! Dacă mai sunt doritori să exprime câteva opinii, domnul profesor de limba și literatura română, scriitor, eminescolog, colaborator drag al nostru, Lucian Costache, vă rugăm să vă apropiați, că altfel nu vă vedem și nu vă auzim prea bine. Și dumnealui derulează la Centrul Cultural Pitești de ceva vreme proiectul cultural educativ, teme culturale în emoții raționale. Vă rugăm, domnule profesor. Mulțumesc. Am onoarea domnului general. Mă bucur de fiecare dată când vă întâlnesc, nu numai la Pitești, ci și pe dealurile Galeșului și Brădulețului, acolo unde petreceți frumoase zile, aproape de un pârâu al copilăriei mele, Șolea. Cunoașteți pârâul respectiv, nu sunteți departe de locul respectiv. Vreau să vă felicit pentru carte. Într-adevăr, este o carte necesară pentru educația nu numai a tinerilor, pentru că nu tinerii fac politica de astăzi. Ei doar, între ghilimele, beneficiază de această politică. O fac cei mai în vârstă sau cei la jumătatea vârstei, cei cărora ar trebui să le cerem experiența și rațiunea necesară ca să ducă țara către unde o dorim încă mulți dintre noi. N-aș face tocmai acum un reproș. Am reținut câteva dintre pildele acestei cărți însoțite de comentariile dumneavoastră, iar acolo unde se spune că după război nu sunt inamici, sunt doar oameni, numai oameni, aș spune că înțelesul pe care l-ați sugerat și dumneavoastră este respectul pe care trebuie să-l dăm supraviețuitorilor, adică vieții,
celor care rămân după război în viață și pe care trebuie să-i respectăm. E o învățătură și pentru zilele de astăzi, pentru ceea ce trăim la granița noastră, cu atenție pentru mai mare pentru români, adică cu atenție mai mare pentru copiii noștri, pentru cei care nu pot ajunge la școală, care încă se culcă cu stomacul gol, care umblă iarna în gumari sau desculți și așa mai, și așa mai departe. Cartea dumneavoastră trebuie să meargă, din punctul meu de vedere, în fiecare școală și profesorii de istorie, profesorii de limbă și literatură română să acorde minute pentru a citi din această frumoasă carte a domnului general Chelaru. În calitate de președinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, București 1990-1991, filiala Argeș, permiteți-mi să îi spun domnului general la mai mare succes, să fie sănătos, cum vă doresc și dumneavoastră, și sărbători fericite. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, vă invităm. Dorina Mihai Moise, ultima intervenție, împreună cu soțul. Sunt poeți, sunt activ la Centrul Cultural. Să trăiți, domnule general. Am ascultat la televizor o emisiune în care un tânăr fotograf a fost în teatrele de operațiuni. S-a întâlnit cu armata americană și soldații americani au spus așa: voi nici nu vă dați seama cât de bun sunteți voi românilor. Și așa este, să ne apreciem armata. Armata este foala unei țări, emblema unei țări, și să o respectăm. La o slujbă a Sfântului Părinte Arsenie Boca a venit și o unitate militară, iar Sfântul Arsenie Boca a zis: iată, oastea Domnului s-a întâlnit cu oastea țării. Vă mulțumesc! Mulțumim, Mihai! Aș vrea să profit de distinsa ambianță care s-a format și astăzi la Centrul Cultural, încercând, fiindcă este timpul și al sărbătorilor, să facem daruri. Deși stau și mă gândesc de ce în Biblie undeva spune că dacă vreți ca oamenii să se urască, faceți-le daruri. Dar noi, fiind poeți și români, așa cum domnul general a punctat și cum ceilalți domni au subliniat în fel fiecare, noi trebuie să ne dăm și la timp. Deci, apropo de antinomia dintre escroc și omul cinstit, trebuie să ni le dăm la timp aceste daruri, pentru că ele pot schimba fața uneori tristă și tragică a acestei lumi. Și pentru că aici este un adevărat focar de cultură și pentru că aici oamenii cred în ceea ce fac, mi-aș permite, dacă dumneavoastră mă răbdați și pe mine, să vă citesc câteva texte și să vă dăruiesc câteva icoane pe care le-am făcut manual și pe care doresc să le destinez dorinței de pace a creștinilor adevărați, a românilor adevărați și a oamenilor de pretutindeni. Iar în privința lui Napoleon Bonaparte, m-am bucurat și eu să împrumut pe domnișoara Doinița Panaite cu două cărți despre Napoleon. Una o aveam în biblioteca personală de un autor neamț, Rosenzweig, și o alta o primise în cadou de la o domnișoară profesoară de franceză, care nu este prezentă în sală, dar care merită și ea omagiul. Și pentru că și eu am avut ocazia, începând cu 2007, să vizitez Franța, aș putea să îmi permit să vă citesc și în franceză ceva frumos pentru latinitatea noastră, a noastră și a altora, sau altora în felul lor și în istoria lor și a noastră. Voiam să vă spun că în ceea ce privește, eu fiind de meserie profesor de franceză, dar sunt pensionar acum, eu mi-am permis să studiez cultura franceză și să o elogiez.
Însă stau și mă gândesc că este prezent și domnul Costache, domnul profesor, când vom învăța așa cum se cuvine, după istoria noastră. Eu am scris un poem în care am reflectat la istoria Europei și îmi imaginam un copil care călătorea prin Paris descoperindu-i istoria. Și acel copil făcea cuvântul lui ca pe o rugăciune. Se ruga pentru Ioana d'Arc, se ruga pentru jertfa ei a copilăriei revoluționare, luptătoare, se ruga pentru poeții care au înfrumusețat istoria Franței, atâția poeți. Și eu mi-am permis să vă confesez, după ce am studiat literatura franceză, m-am gândit, fiindcă am darul acesta al desenului și picturii și o pasiune și pentru mine, și am desenat pe toți scriitorii de la Evul Mediu la secolul 20 și am dăruit unei profesoare la Găiești, care este o savantă, o poetă, despre care am scris și în Cafeneaua Literară un articol, doamna Daniela Olguța Iordache, 100 de semne de grație, și un om de cultură de mare ținută. Iar în numele acestor prieteni, care trebuie să credem că putem fi prieteni și că merităm să fim prieteni și să o cotiți așa, am să îndrăznesc să vă citesc și să vă fac daruri. Așteptăm un poem ca după aia să începem sesiunea de autografe. Țineți! Aș citi un poem, să citesc un poem în francez, da, sau în română? În română. Un singur poem, că începem sesiunea de autografe. Am să citesc poemul în onoarea lui Adrian Păunescu, pentru a da cinste acestor personalități care ne iluminează și nouă parcursul prin istorie. L-am citit foarte recent, regăsindu-l la Centru Cultural, la Cenaclu Armoniei Argeșene. În memoria bardului de la Bârnca, poetul național Adrian Păunescu. Moto, adevăratul sărac cu duhul, unde-l vom găsi? Și al doilea moto, până la capăt cu poporul meu, așa să mă ajute Dumnezeu, Adrian Păunescu. Suntem născuți de gât cu adevărul, îl alintăm în sân, dar primim mărul. Unde s-a mulțit păcatul, acolo a prisosit harul și visele, chiar ele, ne sunt muritoare. Din fapt de veac, de fum și de cenușă, se mai întrezărește câte o ușă. În pragul său, smerenia citește vreo rugă peste omul ce păcătuiește. Acesta e poetul Adrian, acea învârstată de speranțe ușă, acel altar de frunți, de vise îmbrobodite, cu roai și sudoarea-i fericite. Acesta e poetul Adrian, răbdarea și virtutea răsărite. În țara lui, tot sfântă este vatra pe care joacă sibilin scântei. Din cărțile ei ca înșirte mărgărite, peste durerile nuntite în acest plai. În cartea sa și lacrima-i săracă, ca un privazor, un adânc de mare, iar din sfințenia vorbei sale, peste vrere, patria-i salvată, de îngeri și de demoni lepădată. Și poate el zidește întreg poporul, pierdut între pasiune și durere, și în el se plămădește rugăciunea pentru iubirea fără de putere. El e poetul asemănat cu zeul de ale gloriei imnuri carpatine, el e rapsodul, încă și aedul, acestui veac fără de copilărie. El e tribunul și dictamul unui veac ce a adunat durerea ca pe un leac. El e corist umil, dar și stentor, ce în vers și cânt alină al său popor. El a apus precum un vis de viță veche și a renăscut din propriul acord străjer hotarelor, iar cu gândul preot dac, tot mai visând ca românismul să-l înalțe. Dar simplu, ca o maică în rugăciune, încă mai mult și-a adorat el neamul, nu de bogat, nici de cuceritor, ci de cuminte rândul învăța să-și țină. Poate nu știm român ce vrea a zice, ne-o lămuri poetul Adrian, pe lumea asta mică cu chipul de păpușă, înveșnicind al inimii altar. Străbuni, curaj, virtute, legământ, astea erau odoare în neamul nostru. Azi însă vaiet, strigăt și amar, pictează universul cu cenușă. Iar el, poetul, suspină strigând, a propriului popor dreptate, greu rănită, din gând de dor, a vremii haină peticind, cu lacrimi semănând singurătate. Mulțumim, mulțumim foarte frumos, Dorina și Mihai Moise. La final, îl rog pe autor un mesaj scurt pentru publicul nostru, dar și pentru publicul virtual. Mulțumiri încă o dată din partea mea și a Centrului Cultural Piteș, domnule general, pentru această carte de veritabilă înțelepciune. Mulțumiri tuturor! Încep
și termin în același timp foarte abrupt. Vă mulțumesc și binecuvântați să fiți așa cum am simțit în fiecare secundă trăirea dumneavoastră alături de această osândă pe care am purtat-o cu mine timp de aproape 15 ani pentru a rafina și a șlefui ceea ce părea piatră de călcat în picioare, de a șlefui-o continuu pentru a produce diamant de minte, de a produce lumina diamantului pentru inima bătătoare și mai ales pentru a produce mereu aducere aminte și ținere de minte că suntem aceeași ca umanitate instantanee din toate timpurile. Ceea ce am făcut noi astăzi aici este o bornă în sufletul fiecăruia, iar mulțumirile mele, indiferent cum le-aș produce, mai patetic sau mai puțin alese, sunt sincere din cele patru cămăruțe ale inimii, începând cu cei care au acceptat să fie companioni aici și le mulțumesc din suflet pentru răbdare, pentru că numai cu răbdare, cu îndârjire, cu cumpătare, împlinim marile virtuți ale trecerii. Doamnă, eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că mi-ați fost gazdă, mi-a spus domnișoara Doinea că imediat ați reacționat atunci când s-a făcut propunerea, spre deosebire de un alt locaș care a început să-l negocieze altfel. Dumneavoastră, în părticica, în locul monopost, acolo unde astăzi s-a produs acel vertij, acel turbion de energie care mi-a dat curajul să explorez pe mai departe și alte gânduri, vă spun, fiți părtași la această carte, citiți Maxima, vedeți comentariul și apucați-vă să-l comentați în propria dumneavoastră cheie. Vă veți descoperi această minune a provocării și cât sunteți în sală sau câte citiri vor fi făcute de aici înainte, tot atâtea noi soluții vor fi. Asta înseamnă acest pact, cum le spun eu de fiecare dată, acest pact în interiorul gândului omenesc și realizarea unei platforme de gândire comună în spiritul a ceea ce am vorbit astăzi, unele mai accentuat pe carte, altele mai divagate pe alte teme, dar toate la un loc însemnând identitatea noastră, românism, sursa noastră de devenire permanentă. Ego, homo, europeus sum. Sunt un om european. Dar nu pot să fiu un bun european până nu sunt mai întâi de toate un bun român. Asta e mesajul. Și cu aceasta fiind spuse, de aici de la Argeș, pentru cei care duceți gândul mai departe, să nu uitați că suprema noastră valoare este libertatea în credință. Iar dacă familia este națiunea noastră cea mică, nu uitați că națiunea e familia noastră cea mare. Faceți parte din această familie mare numită Națiunea Română. Vă mulțumesc!